The year is 1530. For 200 years, the Ashikaga Shogunate has ruled Japan from their capital in Kyoto. Orientul îndepărtat a fascinat mereu pe omul alb și cred că această fascinație s-a datorat unui melanj a două elemente. Pe de o parte, eleganța reprezentată de micii copăcei bonsai sau de gingașele geishe, iar pe de cealaltă parte, cruzimea reprezentată de samurai și regulile aspre după care își duceau viața. Așa că nu e nicio mirare că Japonia medievală a fost și continuă să fie subiectul multor lucrări artistice, poate cea mai cunoscută pentru noi vesticii fiind romanul Shogun, scris de James Clavell în 1975 și adaptat sub formă de film în 1980. Evident, nici jocurile video nu s-au lăsat mai prejos. De-a lungul timpului, fiind lansate mai multe jocuri ce au ca subiect Japonia feudală, printre care putem aminti jocurile Nobunaga's Ambition de la Koei, o companie japoneză. Într-o zi însă, a venit și rândul unei companii europene să facă un joc de strategie cu samurai. Shogun Total War este primul titlu de anvergură a micii companii englezești, mică la acea dată, adică Creative Assembly, ce până pe la finalul mileniului trecut își câștigă existența producând jocuri pentru divizia sportivă a Electronic Arts. Totuși, în 1999, ei se decid să creeze prima lor proprietate intelectuală și pentru că la acea dată jocurile de strategie erau încă un gen relevant pentru industrie, nu ca acum, s-au hotărât să facă un RTS. Inițial, trebuia să fie un joc complet 2D, însă dezvoltatorii au ales să își încerce norocul cu noua tehnologie 3D ce începea să-și facă cât mai mult simțită prezența pe scena industriei. Bine, impropriu-zis nou, era oarecum ceva nou pentru jocurile de strategie pentru că majoritatea lor la acea vreme mai erau încă 2D, deși pasul către 3D fusese deja făcut vreo 2 ani mai devreme de către jocuri precum The Fallen Lords de la Bungie sau Total Annihilation de la Cave Dog. Dar deviem de la subiect. Încetul cu încetul, proiectul celor de la Creative Assembly prindea contur. Inițial, jocul trebuia să cuprindă doar partea tactică, cea cu lupte în timp real, însă s-a constatat că luptele se terminau destul de repede, așa că fu adăugată și harta strategică pentru a lega cumva luptele între ele. În final, produsul avea să fie piatra de temelie pentru una dintre cele mai populare serii de jocuri făcute vreodată, totul începând cu cuvintele: Let Total War begin! În meniu suntem întâmpinați de un fundal roșu ca sângele, unde vedem umbrele unor călăreți alergând, în timp ce în depărtare se aude un străvechi cântec japonez de luptă. Atmosfera creată de joc ne plasează deja acolo, în Japonia medievală, mistuită de război. Jocul ne pune la dispoziție mai multe moduri, cel mai important fiind campania unde alegem unul dintre cele 7 clanuri, fiecare cu câte un bonus special, cu scopul final de a cuceri Japonia și de a deveni shogun. Pe lângă aceasta mai putem juca fie lupte istorice, fie mini-campanii istorice, ce de fapt nu sunt altceva decât o succesiune de lupte, sau un mod custom unde putem personaliza bătălii după cum vrem, unități, câmp de bătălie, vreme și așa mai departe, știți voi. Dar, după cum am zis, campania principală este atracția numărul 1 a jocului. Harta strategică este o hartă de tip risc, adică jucată pe ture, împărțită în teritorii, pe care sunt plasate trupele sub formă de piese de șah. Aici vom lua decizii cum ar fi construirea de clădiri, antrenarea de unități, încheierea de alianțe și, bineînțeles, săvârșirea de asasinate. Ce îmi place cel mai mult la acest stil de hartă, spre deosebire de titlurile mai noi din serie, este că fiecare provincie pare să aibă propria ei personalitate, ca să zic așa, propria ei însemnătate. De exemplu, unele provincii sunt mai joase, ele fiind propice agriculturii, dar sunt mai greu de apărat, în timp ce altele sunt invers, sunt mai deluroase, deci mai sărace în terenul agricol, în schimb sunt mai ușor de apărat. Altele conțin zăcăminte de fier, ce permit construirea unei armurării. Altele au un rol foarte important din punct de vedere strategic, cum ar fi și Nano, care se învecinează cu multe provincii și, deci, este un punct de control extrem de important. Ce vreau să zic este că asta face ca jucătorul să se gândească la ce decizii să ia. De exemplu, ești atacat în două provincii, pe care vrei să o aperi, cea cu zăcăminte de fier pentru armuri sau cea cu câmpuri mănoase ce ți-aduc mai mulți bani. Și că tot veni vorba de bani, moneda, sau mai bine zis, unitatea monetară a jocului este kopu, care cred că reprezintă cantitatea de orez pe care un soldat o mănâncă într-un an sau ceva de genul ăsta. Ei bine, banii se fac în principal din agricultură, dar se mai pot face și din alte surse, cum ar fi minele de metale prețioase sau din așa zisul comerț prin intermediul porturilor. Totuși, e un skepsis la mijloc.
Banii vin doar o dată pe an, toamna la recoltă, deci jucătorul e nevoit să-i drămuiască foarte bine și să se asigure că îi vor ajunge 4 ture. Dacă construim porturi, atunci vom fi vizitați de gaijini europeni, portughezii. Ce-ți propun un târg? Ei îți dau arme de foc, tu treci la creștinism. Faza este că dacă te convertești, nu mai poți construi temple budiste și, deci, nu mai poți antrena călugări Shaolin. Dar, dacă ai ceva răbdare, mai târziu vei fi vizitat de olandezi, pe care interesează mai puțin partea religioasă și mai mult cea financiară. Așa că dacă îi primești pe ei, vei avea acces la arme de foc fără a fi nevoie să te convertești și să ai de furtă cu conflicte religioase. Mai devreme sau mai târziu, vom avea face cu cea de-a doua componentă a jocului, și anume luptele tactice. Trebuie să menționez că, dintre cele două componente, aceasta este cea mai bine dezvoltată. Trupele se conduc în timp real pe o hartă 3D și chiar dacă unitățile nu sunt altceva decât niște sprite-uri de câțiva pixeli înălțime, sunt bine desenate. În sensul că sunt ușor de distins între ele, lucru ce nu poate fi spus și despre Shogun 2, unde, cu toate poligoanele lor, tipurile de unități sunt greu de deosebit una de cealaltă, sau cel puțin așa sunt pentru mine. Terenul tridimensional joacă un rol extrem de important în făurirea unei strategii. Dealurile sunt puncte de control cheie, acestea permițând arcașilor să tragă mai departe și vor obosi trupele care le urcă, iar cavaleria care șarjează în pantă primește bonusuri importante la atac. Pădurile ascund armatele și le apără de ploaia de săgeți și, că tot suntem la capitolul fenomene atmosferice, vremea joacă și ea un rol decisiv. Spre exemplu, vântul puternic va afecta acuratețea arcașilor, iar armele de foc sunt imposibil de folosit în ploaie. Unitățile pe care le putem antrena nu diferă de la un clan la altul, asta fiind și unul din punctele slabe ale jocului, dar lucrul ăsta măcar are sens având în vedere locul unde se desfășoară acțiunea. În schimb, avem o gamă destul de largă de unități la dispoziție, cum ar fi surița, șarcași, spadasini și mai multe tipuri de cavalerie, fiecare având rolul său. Astfel că e bine ca o armată să fie cât mai eclectică cu putință, pentru a fi pregătită în orice situație. Dar, spre deosebire de alte jocuri cum ar fi Age of Empires 2 sau Rise of Nations, sistemul de piatră hârtie foarte ce nu este atât de rigid. Adică da, la fel ca și în ele și în Shogun, sulițași și bat cavaleria, de exemplu. Însă, dacă niște sulițași sunt lăviți în spate de o șarjă de cavalerie, fiți siguri că ei vor suferi pierderi grele. AI-ul în lupte e ok, nu e grozav și mai are uneori sughițuri, dar este ajutat mult de faptul că fiecare provincie are un câmp de bătălie propriu. Poate părea un pic plictisitor să vezi același peisaj când te lupți în respectiva provincie, însă se pare că AI-ul are o serie de scripturi pentru fiecare hartă în parte, astfel că AI-ul în general măcar va simula intenția de a folosi terenul prezent, spre exemplu folosind pături pentru a se ține la adăpost de săgeți. Mai are și câteva mici sughițuri, de exemplu, se poate întâmpla să vezi suițași urmărind arcași în stil Benny Hill, dar, per total, AI-ul își face treaba. Chiar și pe harta strategică se descurcă un pic mai binișor decât în Rome sau Medieval 2. Harta de tip risc împiedică formarea acelor grupulețe de o unitate sau două care se plimbă pe hartă aiurea, în timp ce armata ta, care este grupată într-o singură unitate, le vânează una câte una. Din păcate, puțin probabil să revină la vechiul sistem, majoritatea fanilor fiind împotriva lui, că vezi, domnule, nu e la fel de imersiv. Totuși, nu totul este roz în țara soarelui răsare. Jocul mai are și câteva mici, hai să le zicem, derapaje, cum ar fi așa numiții Battlefield Ninjas. Ok, recunosc, nu sunt expert în istoria marțială a Japoniei, dar ceva îmi spune că ninja erau folosiți doar pe post de asasini și spioni, nu ka grupuri armate. Kensai sunt o singură unitate, adică o unitate singulară, deci nu formată din grupuri ca restul, și care pot ține pieptul unui pluton întreg. Pur și simplu intră în conflict cu realismul pe care încearcă să simuleze jocul. Iarăși nu sunt expert în istorie, dar chestia asta cu un singur spadasin care cu katana lui magică ține piept unei armate întregi sunt de domeniul animeului și nu a istoriei. Geișele sunt un pic cam OP. Ele putând eșua într-o misiune de asasinat, dar neputând fi ucise decât cu o altă geisha sau cu un ninja, am impresia, dar nu sunt sigur. Ceea ce înseamnă că poți repeta mereu și mereu aceeași misiune până reușești.
măcar compensează prin faptul că necesită foarte multă dezvoltare tehnologică pentru a le putea antrena. Dar, pe de altă parte, asta înseamnă că dacă o facțiune este singura care are acces la ele, ea are un avantaj decisiv, pentru că poți elimina ceilalți daimyo până când clanul rămâne fără lider și astfel pierde jocul. De asemenea, diplomația este foarte precară. Putem declara război, semna pace și încheia alianțe și cam atâta. Cam dezamăgitor dacă mă întrebați pe mine. Sistemul va fi un pic îmbunătățit începând cu Rome și abia în Shogun 2 vom avea un sistem de diplomație cât de cât bun. Jocul a primit și o expansiune intitulată The Mongol Invasion. Atracția acesteia reprezintă o nouă campanie. În 1274, Kublai Khan lansează o invazie în peninsulele japoneze. Dar soarta a făcut ca flota ce transporta trupele peste ocean să fie scufundată de o furtună, adică faimosul kamikaze. Această campanie ne lasă să schimbăm cursul istoriei și să ne închipuim ce ar fi fost dacă debarcarea ar fi avut succes. Astfel putem juca fie cu mongolii, fie cu japonezii. Schepsisul acestei campanii este că mongolii nu pot construi decât turnuri de veche și nu pot antrena unități. Singurul mod de a primi întăriri este de a cuceri cât mai multe teritorii. De cealaltă parte, japonezii pot construi și pot recruta în mod normal. Țara însă este subdezvoltată, așa că în primă fază sunt nevoi să se retragă înspre nord, să se dezvolte și abia după aia să pornească ofensiva. M-am visat și cu această campanie, primești unități noi, mongole și coreene și în același timp trebuie adoptate strategii diferite față de campania normală, dat fiind situațiile de care am vorbit. Per total, Shogun 2 merită încercat, mai ales dacă sunteți fan ai seriei, dar ați jucat doar titlurile mai noi. Chiar recomand să aruncați o privire în trecut și să vedeți de unde a pornit totul. Harta strategică e ok, cea tactică e bună și per total jocul e distractiv, dar de departe, elementul care mă cheamă mereu și mereu înapoi la acest joc este atmosfera. Are acel element pe care e greu să-l identifici ca jucător și este și mai greu de creat ca producător, dar care face toată diferența dintre un joc memorabil și unul de care uiți după ce l-ai terminat. De la meniul mai devreme menționat, la harta împestrițată cu desene japoneze, la muzica superbă și până la haikurile recitate la dispariția unui clan, toate contribuie la atmosfera orientală în care mă scufund și din care cu greu mai ies. Now we disappear. Well, what must we think of it? From the sky we came. Now we may go back again. That's at least one point of view.